seara aceasta, câteva cuvinte de la Evanghelia după Luca, respectiv Faptele Apostolilor, pentru că aici sunt niște pasaje care vorbesc despre eveniment și chiar cu ăsta se și încheie Evanghelia după Luca, cu înălțarea Domnului Hristos. Așa că o să vă invit să ne ridicăm și să citim împreună pasajul din Luca 24, 50, 53 și apoi din Fapte, capitolul 1. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvântat, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stăteau în templu. Și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 9 înainte. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va reveni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Doamne, ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos ca Tu să binecuvintezi în seara aceasta, prin cuvântul Tău, inimile noastre și să faci ca prin cercetarea Duhului Sfânt, cuvântul Tău să aducă rod în fiecare dintre noi. De aceea, Doamne, te rugăm să lași Duhul Tău cel Sfânt să lucreze, să lasă muncele cerească peste Duhul și buzele robului Tău și, Doamne, ne cuplați de alte preocupări și frământări ale acestei vieți, să stăm ca și Maria odinioară la cuvântul Tău, pentru că Tu ai cuvintele vieții veșnice, aceasta este partea bună care nu ni se ia. Vrem, Doamne, ca cuvântul Tău să aibă rod în viața noastră spre slava Ta, de aceea binecuvântă-ne cu o inimă bună care să-L primească în consecință. Mulțumim că ne asculți în numele Fiului Tău și te lăudăm și te binecuvântăm, Tatăl, acum și până în veci. Amin. În seara aceasta aș vrea să ne mai uităm încă o dată la cuvântul pe care l-am citit și să vedem, dacă doriți, mai mult, mai clar, poate, sau încă o dată, mai proaspăt, un răspuns la întrebarea ce este înălțarea Domnului Iisus. Așadar, ce este înălțarea Mântuitorului? Și aș vrea, din capul locului, să vă spun că este un fapt istoric. Este un fapt istoric. Așa cum un fapt istoric a fost, dacă vreți, Revoluția din 89, așa cum un fapt istoric a fost unirea Principatelor Române în 1918 sau în 24 ianuarie 1859, așa un fapt istoric a fost și înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Un fapt pe care Sfânta Scriptură îl spune și îl consemnează, pentru că tot ceea ce Scriptura spune este cuvântul adevărului și cuvântul acesta ne spune ce s-a întâmplat. Prea multe lucruri despre interpretarea acestui fapt nu găsim, însă este doar o relatare a ceea ce s-a întâmplat atunci. Înălțarea Domnului nu este o poveste. Eu știu, o fie așa, nu fie așa. Dumneavoastră credeți cu toții că este un fapt istoric, că Biblia este adevărată? O fi fost, o fi înălțat, el chiar s-o fi înălțat la cer? Frați și surori, dacă nu crede cineva că această carte este adevărată, prin aceasta spune, Doamne, Tu nu ne spui adevărul. Această carte, ea are ea adevărul lui Dumnezeu. Și chiar dacă îl pricepem sau nu îl pricepem, noi trebuie să știm că adevărul lui Dumnezeu este cel care va rămâne dincolo de trecerea cerului și a pământului. Și cartea aceasta, cred că o vom avea și în cer, chiar dacă lucrurile de întâi vor fi trecut. Cartea aceasta, pentru că e cuvântul Dumnezeu care ține veșnic, va fi și acolo. Nu știm cum va fi și cum va arăta, cert este că așa ne spune cuvântul, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Așadar, înălțarea Domnului Hristos este un fapt istoric și el este ultima minune pe care Domnul
Iisus a făcut-o. Domnul Iisus a făcut multe minuni pe pământul acesta. Dar aceasta este ultima lucrare pe care a făcut-o înaintea ucenicilor. Ultima minune pe care a făcut-o El înaintea ucenicilor. Și a fost o minune nemaipomenit de minunată, nu? Vedeți, a vindecat bolnavi, a mulțit pâinile, a scos duhurile rele, a deschis ochii orbului. Dar, ba, la un moment dat a potolit și marea și a sculat pe Lazar după 4 zile din mormânt. Dar să se înalți El la cel așa ca o dronă. Da? Oamenii au făcut niște drone așa, se ridică ele singure. Da? Și unii chiar se suie pe ele și se ridică. Numai că, la un moment dat se termină bateriile. Și nu prea îndrăznește orice prea sus. Vedeți? Dar să se ridice fără niciun fel de... prin puterea și printr-un trup care nu era nici trupul de slavă cu care s-a cerat drepta mării, nici trupul omenesc care l-a avut la naștere, ci era un trup într-o stare intermediară, acela cu care a înviat și cu care și putea să consume alimente, dar și se despară prin ușile înviate. Foarte interesant, da? E bine, această lucrare pe care Domnul a făcut-o, această înălțare la cer a Mântuitorului dovedește, frați și surori, că este, că lucrarea mântuirii a fost încheiată după voia Tatălui într-un mod complet și într-un mod glorios. Și ăsta este primul gând, după aceste cuvinte introductive, care vreau să-l ținem minte. Înălțarea Domnului Iisus Hristos ne arată că Fiul lui Dumnezeu și-a încheiat lucrarea pe pământul acesta și s-a întors acasă, misiune îndeplinită, și a făcut-o într-un mod glorios și a făcut-o într-un mod complet. Nu a dispărut după un colț, nu a lăsat-o abandon la jumătatea drumului, ci El a încheiat, a dus-o până la capăt și s-a înălțat într-un mod atât de minunat. Și aici este o legătură cu noi, frate și surori. O legătură pe care nu putem să o evităm. Vedeți, Dumnezeu ne cheamă ca să ne ducem până la capăt mântuirea noastră. Și să nu încheiem în rușine, ci să încheiem în bucurie și în cinstirea lui Dumnezeu. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și celui ce va birui, îi voi da. Și spune în Apocalipsa multe promisiuni. Promisiunile nu sunt pentru cei ce abandonează. Pentru cei ce se declară înfrânți. De ce? Nu avem dreptul acesta. Pentru că Apostolul zice că ne-a așezat în locurile cerești în Hristos, în biruința lui Hristos. Și de aceea noi nu avem dreptul să întoarcem spatele acestui har, pentru că Dumnezeu ne vede proslăviți și noi. Zice, pe aceea care a cunoscut i-a și proslăvit. Prin urmare, dacă Domnul și-a încheiat lucrarea într-un mod complet și glorios, și noi suntem chemați să ne încheiem alergarea cu această conștiință, cu această bucurie, că am făcut voia lui Dumnezeu și am încheiat, nu cu rușine, ci cu bucurie și onorând numele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să facem și noi la fel la mine. Ce este înălțarea Domnului Hristos. Vedeți, ea arată intenția și scopul divin cu noi. Înălțarea Domnului Hristos este un mesaj pe care Dumnezeu îl dă prin capul bisericii, prin cel întâi născut dintre cei morți, prin cel înălțat la dreapta Tatălui, un mesaj și o intenție pe care o are de finalizat cu noi toți. Pentru că, vedeți, scopul lui Dumnezeu cu noi care este? Să ducă pe mulți fii la slavă. El vrea să ne înalțe. El vrea într-o zi să ne ridice la El. Scopul lui Dumnezeu este ca noi să creștem și să creștem și să tot creștem spre asemănare cu Hristos. Nu să rămânem mici și răi. Mici așa cum ne-am întors la Domnul când ne-am întors la Domnul mici și răi și tot așa mici și răi să rămânem și peste 10 ani. Nu. Ci să creștem și să ne ridicăm spre statura lui Hristos. Și într-o zi să ne ridicăm până când vom vedea gloria cerească ca și mireasa sa. Scopul lui Dumnezeu este să ne înalțe, nu să ne prăbușească. Dumnezeu vrea să facă din noi lucrarea sa. Voi sunteți lucrarea sa, poema sa.
este cuvântul în grecești, poemul său, opera sa de artă. De aceea, frate Mișoara mea, să nu crezi că, da, cine sunt eu, ce știu eu, ce pot să fac eu. Nu, scopul lui Dumnezeu este să te ridice, să te crească, să te umple de cuvântul său, de Duhul său și de caracterul Hristos și într-o zi să te ia acasă. Iată, frate, școala aceasta nu este ușor. Nu ne este ușor ca să suportăm procesul acesta. Însă Domnul este cu noi și zice, sunt atât de aproape cu voi, luați jugul meu asupra voastră, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima și veți învăța de la mine. Eu sunt lângă voi. Și în felul acesta veți descoperi că nu este grea ce vă dau eu viața aceasta. Sarcina mea este ușoară. Ei bine, frați și surori, aceasta ne arată înălțarea. Nu doar că, iată, Domnul Iisus Hristos a încheiat atât de frumos viața și prin urmare și noi suntem chemați să încheiem frumos. Dar ne arată că noi suntem chemați la înălțare, nu la coborâre. La ridicare, nu la prăbușire. Și eu cântarea care spune, te întreb de două ori. Te ridici sau te cobori? Pentru unii care au dat de bani, au început treptele coborârii. Pentru că alții care au dat de succes sau alte lucruri, să știți că de multe ori Dumnezeu nu ne dă lucrurile acestea pentru că nici noi nu rezistăm prea tare. Și noi Dumnezeu ne ține smerenie pentru că vrea să ne ducă acolo. Că dacă nu i-ar da, ne-am împietrit. Ne-am îndepărtat de El. Și Dumnezeu ne ține așa în smerenie. De aceea Apostol Pavel spune corintenilor, nu sunt între voi mulți înțelepți și bogați, puternici din felul lumii. Pentru că e posibil ca lucrurile acestea să ne piardă, da? Știți că Samson a avut niște probleme când a început să crească, s-a prăbușit în interior. E, scopul lui Dumnezeu așadar este înălțarea noastră. Și înălțarea Domnului Iisus Hristos ne arată intenția și dorința sa pe care o are cu noi ca să ne înalțe și să ne ducă în slava sa, acolo unde nu vom mai avea nici pete și nici zbârcituri sau altceva de felul acesta. Ați văzut ce frumoasă este o tânără la 20 de ani și când se uită ea la 80 de ani, cum arată fața ei? Cum arată un tânăr la 20 de ani și cum arată el la 80 de ani, da? Frumusețea și zorile vieții sunt trecătoare. Dar zice că biserica atunci nu va mai avea nici pete, nici spârcituri, nici nimic din cele trecute, pentru că trupul acesta se degradează, ci va fi fără pată, fără spârcitură. Din punct de vedere al caracterului, da? Nu neapărat. Cred că și fizic. Dar nu știu, nu se spune specific. Cei care au avut parte de niște viziuni, vedenii, răpiri, spun că acolo în cer toți vom fi în jur de 20 de ani. Acum nu știu exact cam cât și ce, dar sunt convins că nu vom fi așa cum sunt în filmele acelea de groază, sau ci vom fi... Pentru că toate filmele astea de groază, știți că nu vin de la Dumnezeu și de la îngeri din cer, ci vin de la cer rău. Toate schimbul nostru de astea. De aceea în cer va fi frumusețe, va fi bucurie și va fi desfătare, pentru că Dumnezeu acolo va locui cu prezența sa din care vor curge toate acestea și nimic din lucrurile tăi nu vor mai fi acolo. Prin urmare, ăsta este scopul lui Dumnezeu cu noi, să ne înalțe. Și Domnul să ne ajute să avem ochii spre înălțarea sa și spre înălțarea noastră. Amin. Amin. Zi Domnului, înălțarea, observați că este un privilegiu de închinare. Zice că ei s-au închinat. Ați văzut ce spune aici? Versetul 52. După ce ei s-au închinat, s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Luca 24:52. Unde era Domnul când ei s-au închinat? Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors cu o mare bucurie. Deci el nu mai era acolo. El s-a înălțat la cer și ei s-au închinat și prima dată când îi se închină ucenicii Domnului în lipsa lui fizică. A fost începutul închinării prin credință, în acel moment. A fost prima închinare prin credință și nu prin vedere. Și zice că închinătorul adevărat se închină Tatălui în Duh și în adevăr și înălțarea și sărbătoarea înălțării este cu preponderență o sărbătoare a închinării prin credință. Nu doar că aceasta este.
Dar, vedeți, este prima dată când ei fac lucrul acesta și au făcut-o cu multă bucurie, că zice, s-au întors în Ierusalim cu mare bucurie. Înălțarea este un prilej de mare, de mare bucurie. De ce mare bucurie? De ce oare s-au întors ei cu mare bucurie când văzuse că Domnul se duce acolo unde era bine și frumos, ei rămân aici unde era ce era și unde este ce este, și totuși zice că s-au întors cu o mare bucurie. Vedeți, dragii mei, această mare bucurie era din convingerea clară că urmează și ei să se ducă acolo. Că Domnul își va ține cuvântul. Că Domnul va veni într-o zi să ia acasă. Măcar că n-au fost ei generația aceea. Și măcar că a trebuit să se ducă la un loc de odihnă până când Domnul va hotărâ marea înviere. Vedeți, această mare bucurie, spune Sfântul Apostol Petru, zice, noi îl iubim fără să-l fi văzut și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru că vom dobândi sau veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Iar Apostol Pavel spune la 1 Tesaloniceni 4:13 despre faptul că atunci când Domnul va reveni a doua oară, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde. Deci cei ce au nădejde nu trebuie să cadă în tristarea. Vedeți, de aici era bucuria, pentru că bucuria era în promisiunea și în nădejdea revenirii Domnului. Să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Versetul 18 este, zice, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Este un prilej de mângâiere în înălțarea Domnului. Este un prilej de încurajare în înălțarea Domnului. Pentru că ne duce și pe noi cu inima și cu credința și cu așteptarea la întâlnirea cu Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, ca fiecare dintre noi să fim încurajați de cuvântul adevărului lui Hristos. Amin. Amin. Vedeți, spune că într-o zi El va veni și îl vor vedea orice ochi îl va vedea. Și picioarele Lui vor atinge munții Ierusalimului, spune Zaharia. E bine, atunci când va veni El, e adevărat că munții aceia sunt destui de smerit, așa, destui de micuți față de caraimanul nostru sau alții. Dar acolo va veni El și, sigur, nu vă doresc la niciunul să fiți atunci pe pământ. Biserica va fi răpită în prealabil, pentru că ce va fi sfârșitul în cazul cel mare. Însă, atunci când va veni El, ne spune cuvântul că va fi ca fulgerul de la răsărit până la apus și toți îl vor vedea. Cum? Nu știu. Poate, să zicem, cu această tehnică modernă. Cert este că unii se vor voci și alții se vor ascunde și vor zice munților că cădeți peste noi de groaza celui care vine. Dar toți cei care L-au iubit, toți cei care s-au uitat în Duhul și prin credință să-L vadă pe Domnul venind, așa cum spune, treci peste ani viitor, o mire, dragi și vină, nu vor face decât să se bucure, pentru că fie dacă vor fi adormiți în țărnea Pământului, vor auzi glasul trâmbiței și vor primi trupuri nepieritoare, fie dacă vom fi în viață, vom fi răpiți să fim pentru totdeauna cu Domnul, ne spune la 1 Tesaloniceni 4. Vedeți, atunci când moare cineva, în memoria persoanei respective, noi ne ducem la mormânt. Și stăm acolo și vorbim cu persoana aceea. Cred că noi vorbim cu memoria ei. Noi vorbim cu noi. Este un dialog între noi și memoria persoanei respective. Să nu vă imaginați, sau puteți să vă imaginați, fiecare poate să imaginați orice, dar să nu credeți că este adevărat, pentru că nu spune Biblia asta, că exact acolo în pământ unde este locul ăla, la minus 2 metri, este și sufletul omului care așteaptă așa și tu stai acolo și eu vorbesc cu tine și Biblia nu spune asta. Ba din potrivă. Știți că zice în pilda lui Lazar și a bogatului că lucrurile stau altfel. Nu acolo în locul ăla din cimitir e sufletul omului la minus 2 metri. Că doar l-a pus
Gândiți-vă ce fac cei care sunt pe mare sau cei care au trecut în alte condiții, de incendie, etc. Dumnezeu are un loc de așteptare. Și când va suna trâmbița, zice că morții vor învia și noi, nesupuși putrezirii. Adică au fost supuși putrezirii, dar ei nu vor rămâne în starea aceasta permanent, ci vor primi trupuri nepieritoare. Și cei care sunt în viață vor fi transformați, vor fi răpiți ca să fie, să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Vedeți, lucrul acesta l-a spus Domnul Iisus și cuvântul acesta, ce minunat și ce grozav se va arăta într-o zi. Domnul să ne ajute să vedem cu bucurie evenimentul acesta. Și când Domnul Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, atenție, loc înseamnă la modul literal loc. Cerul este un loc minunat, plin de har și slavă, nu zice cântare. Da? Locul acesta, eu nu știu în ce măsură este metaforă sau în ce măsură este literal, dar mi se dă și o măsurătoare. Dacă vă uitați în Apocalipsa, la sfârșit zice că cetatea cerească are o formă cubică, respectiv cât e lățimea, e lungime și înălțimea. Cam în jur de 80 de kilometri, cu latura de 80 de kilometri, 12.000 de prăjini. Acum, eu nu știu cum și ce măsuri și ce dimensiuni. Și dacă acolo sunt niște forme figurative sau literare. Pentru că, sigur că pe Pământul acesta au 3 miliarde de oameni, dar puțini sunt cei care vor ajunge acolo. Dar când Domnul spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc, cerul este un loc specific. Unde este și unde se află el, asta nu știm și în ce dimensiune. Cert este că Domnul, ceea ce a promis, ține și va împlini. Și Dumnezeu să ne ajute să vedem cu bucurie locul acela și fața Domnului nostru. Amin. În încheiere, aș vrea să mai adaug că înălțarea Domnului Hristos este o chemare a fiecăruia dintre noi. Noi suntem chemați să-L înălțăm pe Hristos în mesajul nostru, în viața noastră, în mărturia noastră și lucrul acesta, pentru că dacă Dumnezeu l-a înălțat și noi suntem chemați să-L înălțăm într-o lume care are nevoie de speranță și are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă în mod personal oamenii nu-și dau seama de asta. Iată ce spune în Efeseni, capitolul 1, cu versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți, și care este față de noi credincioșii nemărginită mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere și de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Iar în Efeseni, în Filipeni, la capitolul 2, spune, de aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Limba aceea care a zis, nu Dumnezeu, care pocăință și credință? E o prostie, nu e adevărat, niște fantasme. Limba aceea, într-o zi va mărturisi că Iisus Hristos Domnul, cu groază și cu teamă, dacă n-a făcut-o cu credință și bucurie aici. Și orice genunchi, spune cuvântul, că se va pleca înaintea Lui. Așadar, dacă Dumnezeu L-a înălțat pe El, și noi suntem chemați să-L înălțăm pe El, frate, să înalți jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deprinzi și cântare. Harurile aduse și comorile ne spuse, iată ce doresc, iată ce doresc. Amin. Roman 12 cu 12, Apostolul Pavel spune, bucurați-vă în nădejde,
Fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Această bucurie de a-L înălța pe Domnul, această bucurie de a-L aștepta pe Domnul, această bucurie de a ne asemăna cu Domnul, este bucuria pe care Duhul Sfânt vrea să o aducă în viața noastră. Și Dumnezeu să ne ajute să avem bucuria de a-L înălța pe El, pentru că ori de câte ori îl înălțăm pe Hristos. Și ori de câte ori noi dăm o replică de răbdare, de tăcere, de iertare, de întoarcere a obrazului, de binecuvântare în loc de blestem, de blândețe în loc de mânie, de tăcere în loc de replici tăioase și acide, etc., etc., noi îl înălțăm pe Hristos. Iar atunci când avem ocazia să spunem despre El și altora, prin două cuvinte sau printr-un cuvânt din Sfânta Scriptură, printr-un verset sau prin mărturia personală, etc., noi îl înălțăm pe Domnul. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere să semănăm această sămânță a înălțării lui Hristos în inimile oamenilor cu bucurie. Amin. Amin. Iată, frate și surori, ce este înălțarea Domnului Hristos. Și eu mă rog ca fiecare dintre noi să avem mai presus de toate în ziua aceasta gândul întâlnirii cu El și gândul că într-o zi ne vom vedea în gloria cerească cu bucurie. Și până atunci, Domnul să ne vrednicească, să-L înălțăm pe El și să ne înălțăm spre El cu sufletele noastre. Amin. Amin.